Bună seara și bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Eu sunt Stella Cădar și suntem la Agenda Publică. Iar în această seară, alături de mine în studioul Informația TV, se află domnul dr. Dorel Coica, primarul municipiului Satu Mare, domnul Radu Giurcă, consilier județean PNL și domnul avocat Ștefan Ressler, FDG. Bună seara și bine ați venit! Bună seara și bine am găsit! Domnilor, astăzi premierul Dacian Cioloș a făcut un tur de forță pe la partide, a discutat cu fiecare separat, cu toate că dacă i-ar fi adunat la aceeași masă, probabil mai repede ar fi ajuns la un numitor comun. PSD s-a ținut tare, domnul Dragnea a declarat că este de acord cu alegerea primarilor din două tururi. Vrea să fie adoptată această măsură democratică, dar nu acum, ci peste 4 ani. ALDE merge pe aceeași direcție, ba mai mult, cele două formațiuni politice au organizat o conferință de presă comună. În acest fel, Liviu Dragnea și Călin Popescu Tăriceanu au încercat să arate că partidele lor vor merge împreună și de data aceasta. Poziția PNL o cunoaștem cu toții, ei, cei de la PNL, doresc ca primarul să fie ales din două tururi de scrutin, dar mai bine să revenim la Satu Mare și aș vrea să vă întreb pe fiecare dintre dumneavoastră dacă vă doriți alegeri ca primarul să fie ales dintr-un singur tur sau din două tururi, domnule Coica. În primul rând și vreau să aduc o mică corecție, în sensul că domnul Dragnea și PSD este de acord cu alegerea primarului în două tururi. Același lucru l-am spus și eu. Da, așa este. Dar acel lucru să se discute la începutul sesiunii noului Parlament. Același lucru l-am spus și eu, da. Nu acum, peste 4 ani. Așa este. Suntem total de acord, dar nu schimbă regula în timpul jocului. Asta este problema. În momentul când cu 3 luni înainte încep să schimbi legislația ca să favorizezi pe cineva în timpul alegerilor, asta înseamnă că și în viitor deschizi o cutie a Pandorii și poți să faci această modificare și cu o săptămână înainte, dacă ai o majoritate în Parlament. Deci e bine să rămână lucrurile așa cum s-au stabilit și trebuie să spunem că PNL a fost un motor important în momentul când s-a votat această lege, au fost de acord în totalitate. Deci de atunci trebuiau să reacționeze. Acum mi se pare prea târziu și sunt convins că premierul Cioloș e un tip, zic eu, orientat și înțelept, nu va da curs și nu va forța nota ca această lege să fie modificată. Domnule Giurcă? Mulți cetățeni au așteptat cu emoție și cu mult interes acest moment din seara aceasta, practic, cred că în jurul orei 18. A întârziat primarul, mă gândesc la domnul Coica, premierul a întârziat câteva... Chiar a fost un tur de forță, așa cum a zis dumneavoastră, pentru că au fost câteva întâlniri. Dacă vreți punctul meu de vedere, că întotdeauna eu... Al dumneavoastră punct de vedere mă interesează, având în vedere că noi trăim aici în Satu Mare, dacă... Punctul meu de vedere ca și cetățean și un pic de politician, așa foarte mult, cum îmi place mie să spun, eu n-am așteptat cu interes treaba asta, pentru că pentru mine a fost foarte clar răspunsul care s-a dat în seara asta, verdictul luat, era foarte ușor de anticipat. Dacă înțelegi un pic de politică și vezi cam care este echilibru sau dezechilibru de forțe din Parlament, dacă te gândești că acest guvern tehnocrat, care nu este politic, să zic până la urmă, are și el nevoie de un pic de sprijin în Parlament ca să rezolve problemele, să-și treacă legile, așa mai departe. Ori este extrem de simplu, pentru că până la urmă, dacă PSD i-o fi spus, într-un fel sau altul, domnule prim-ministru, ai grijă că noi deocamdată te susținem și dacă ești băiat cu minte, vă rog să-mi iertați expresia, poți să mergi până la toamnă, altfel s-ar putea să ne încurcăm pe parcurs. Pentru mine asta a fost foarte clar, eu susțin treaba asta și am știut că așa se va întâmpla. Dacă mă întrebați pe mine ce părere am legat de nu știu, e o treabă complicată. S-au spus foarte multe teorii, am ascultat și la dumneavoastră la emisiune și la alte televiziuni.
în care se spunea că primul tur este cel adevărat și că turul 2, de fapt, duce la o alianță, la un truc, la o înțelegere între partide. Dacă privim din acest punct de vedere, în acest punct de vedere, atunci hai să fie un singur tur. Că oricum, chiar dacă aș zice eu că aș vrea două, totul nu va rămâne. Sigur. Domnule avocat, a rămas, de fapt. Resle. Acum, eu nu pot să uit poziția care a fost exprimată de doamna Fedorca când a intrat dânsa în data de joi, era săptămâna trecută, da, când era acel cex la Sinaia. Da. Uh-huh. Cex la Sinaia, unde doamna Fedorca a spus că PSD-ul va boicota alegerile dacă se merge la cele două tururi. Atunci mi-am exprimat punctul de vedere. Și s-a speriat Dacian Cioloș că nu o să se prezinte PSD la alegeri? Nu, da. Era acum, domnul președinte Dragă spune că este o idee bună, dar sigur, în 2020, mai vedem, prima dată e bine pentru noi acum așa cum e în 2016 și după ce o să fie, sigur, asta o să discutăm. Știți, acea poveste cu dacă și cu parcă se întâlneau, astea sunt anumite chestiuni care nu sunt reale. Acum, contracarând această idee și subliniind încă o dată, mai ales în municipii reședință de județ, cred că și domnul primar avea o poziție non grată dacă din primul tur ar obține 25% sau 20% din voturile exprimate și ar ajunge primar. Cum v-ați simți, domnule primar? V-ați simți într-o situație confortantă? Eu nu cred. Sincer vă spun, nu cred. Mai mult decât atât, să discutăm despre voturi, că s-ar ajunge la anumite trocuri și anumite discuții. Nu, acele voturi nu sunt cesionabile, deci nu intră în circuitul comercial. Oamenii în cine văd viitorul și în cine cred în acele proiecte pe care le expune, votează nu numai persoana, în celălalt caz votează și realizările acelei persoane. În cazul domnului primar, realizările din ultimii 4 ani, cine crede că este bine votează, cine nu, votează cu o altă persoană. Astfel, pentru a avea legitimitate și pentru a avea reprezentativitate, două chestiuni fundamentale în mandatul unui primar, cred că ar fi fost necesar să fie două tururi. Asta e punctul meu de vedere. Da, domnule Coica, nu vi se pare că Satul Mare, având în vedere situația specială în care ne aflăm noi, a fi de dorit ca primarul să fie ales din două tururi de scrutin, astfel încât să fie ales cu 50+1? Da. Ați adus la cunoștința șefilor noastre, cu ocazia acelui cex de la Sinaia, această situație specială de la Satul Mare? Colegii mei știu situația în contextul în care 40% din populație de etnie maghiară, bineînțeles că prima șansă o are reprezentantul etniei maghiare, respectiv candidatul lor. Dar încă o dată, cu toate că mă dezavantajează pe mine, deci alegerile într-un singur tur, mergem pe aceeași regulă, pentru că încă o dată nu sunt adeptul unui principiu de a schimba regula în timpul jocului. Dacă PNL-ul ar fi avut reacție, dacă PNL-ul ar fi dorit aceste alegeri într-un singur tur, ar fi făcut anul trecut când au venit alături de PSD și au votat cu două mâini acest model. Așa este, domnule Coica, toată lumea vorbește că PNL n-a venit atunci, că nu, de ce n-a venit atunci? Dar de ce n-au venit toate partidele atunci și să se gândească că așa ar fi mai democratic să primarul să fie ales din două tururi? Și eu sunt de acord. De ce nu s-a dat această lege în primăvara anului trecut în felul acesta? Primarul să fie ales din două tururi. Nu da, să ne gândim la interesele de partid. La vremea respectivă și PNL și PSD n-au văzut altceva decât interesul partidului. Da, sau lupta dintre ele. Sau lupta, probabil. Dar era foarte bine dacă s-ar fi ajuns la un consens atunci. Acum e prea târziu. Și așa cum spuneați mai devreme și cum spunea și premierul, ne gândim la următoarea etapă, care va fi peste câțiva ani. Deci nu poți, după părerea mea, să schimb, cu toate că pe mine mă dezavantajează alegerea în primul tur a primarului. Eu nu cred că ar fi prea târziu, că de fapt campania electorală n-a început. Unele partide nici nu și-au desemnat candidații sau chiar dacă au făcut-o, mai e ceva timp. Așa cum vă spuneam mai înainte, asta a fost o socoteală pură de matematică, pe care și-au făcut-o partidele PSD-ul și PNL-ul, că ele au fost... PSD-ul special, care are mai mulți primari, plus alianțele care le are cu ALDE și probabil cu UNPR-ul, nu știu cum se va finaliza treaba asta până la urmă, mizează pe ideea că primarul în exercițiu, în funcție, are prima șansă.
legat de satul mare, județ special. Eu aș face o aducere aminte sau o referire la Târgu Mureș. Dacă știți, în Târgu Mureș este exact același raport ca și aici. 38-40. Și acolo știu precis că e același raport. Și acolo, de mandate bune, iese din primul tur același primar. Probabil că acolo primarul este susținut de o alianță de mai multe partide, candidatura. Deci eu zic că dacă primarul este foarte bun și are realizări și rezultate, îl votează oamenii, indiferent din ce zonă vine. Dacă nu, nu. Și asta cred că este valabil. Aș vrea să vă mai spun o treabă, pentru că și în zona cealaltă sunt primari în exercițiu, la PNL, de exemplu, sau și în altă parte. Nu, nici, nu știu dacă lor le-ar conveni treaba asta cu două tururi. Dacă stăm să socotim ceea ce spunea și domnul coleg, că legitimitatea de care tot vorbim ar trebui să fie măcar 50,01%. Asta e un lucru cert și real. Numai că, din păcate, asta e. Și dacă mai punem în socoteală și faptul că se prezintă poate 50% din populație la vot sau 60%, cam asta a fost media la locale, atunci până la urmă un primar poate ieși cu 15%, să zicem, maxim 20% din total populație cu drept de vot. Așa este, nu e în regulă. Toate aceste lucruri ar fi trebuit avute în vedere în primăvară, atunci când partidele au fost de acord să voteze legea în forma actuală. Dacă îmi permiteți, am observat de mai mult timp se discută și chiar reprezentanți distinși la dumneavoastră în emisiune au discutat despre numărul etnicilor maghiari, numărul etnicilor români, numărul etnicilor germani. Eu cred că se pune greșit problema. Poate pot fi tratat în acest punct de vedere cu neînțelegere din partea unora, dar eu consider că înainte de toate toți sunt sătmăreni. Eu sunt ferm convins că și domnul Coica a obținut voturi ale maghiarilor, cum desigur și domnul Iei și în momentul când a fost ales primar a obținut votul românilor. În acest sens nu trebuie să facem o distinție bipartită între voturi ale ungurilor sau ale maghiarilor sau voturi ale românilor. Nu, sunt sătmăreni. Trebuie să venim cu aceste proiecte în care vom putea demonstra ceva și atunci o să vedem că aceste împărțiri stricte nu o să mai fie. Partidele își împart electoratul, sigur. Nu electoratul se împarte. Sigur. Partidele își fac în așa fel campania electorală încât să își împartă electoratul. Partidele românești mizează pe votul românilor, pe când UDMR vizează să pe știți, votul maghiarilor. Candida, dovadă acest sondaj care l-a organizat cei de la UDMR și care s-a adresat strict populației de etnie maghiară. Așadar, putem deduce de aici că pe cei de la UDMR absolut deloc nu i-a interesat ce gândește, cum gândește populația majoritară. Era altă constelație, dar dacă noi vom candida, atunci noi mizăm pe votul sătmărenilor, nu mizăm pe votul românilor, maghiarilor, șoabilor. Noi dorim votul și încrederea sătmărenilor. Iar aceste împărțiri, cât ce ni sunt, cu cine putem discuta, noi putem discuta cu toată lumea și cel mai important este să ne punem la masa negocierilor și să punem să vedem cu cetățeni să colaborăm. Să nu colaborăm doar cu anumite cifre. Asta este cel mai important din punctul meu de vedere. Da, domnule, aici aș vrea să spun că este absolut corect ce spuneți dumneavoastră. Din păcate n-am ajuns încă la etapa asta, când, indiferent de etnie, să votăm pe acela, nu mă refer la noi, care reprezintă întreaga. Sigur că da. Din păcate, încă nivelul de cultură, sau știu eu, nu ne-am debarasat de anumite racile care le-am avut de-a lungul anilor, ne conduc și experiența ultimilor ani cu date certe și concrete. Chiar am umblat mult în politică, nu numai în satul mare, și în localități și peste tot, și este evident că se votează etnic, într-o bună proporție. Nu toată lumea, toți maghiarii votează numai UDMR. Sunt mici paliere de intersecție între acestea două, dar hai să zicem grosul, cum se zice, sau coloana vertebrală, direcția asta este. Așa este, domnule Giurcă, dar în primul rând este vina partidelor care... Partidele își urmăresc interesele, interesul partidului este ca omul lor, reprezentantul lor să ajungă
Din păcate, domnule Giurgă, partidele nu urmăresc altceva decât propriul interes. Dacă ar urmări și altceva, probabil păi că am să nu cădem în extrema asta, domnule Asteracă, propriul interes este interesul cetățenilor, primata oamenilor. Că până la urmă ce interes să ai ca să dorești să fii primar? Ce să faci? Să-ți umpli buzunarele? Sau să faci pe grozavul, să pui distincții? Chiar cred că fiecare dintre cei care au fost sau sunt sau vor fi primari doresc să facă ceva pentru comunitate. Dovadă numărul mare de cei care rup intrările de la DNA este că politicienii candidează acum, pentru Niciodată n-am fost de partea acelora, însă spunea un personaj destul de important în vremuri anterioare și acum o treabă care și eu am simțit-o. Deci știți cum e? Dacă nu faci nimic, n-ai nicio treabă, nu trebuie să-ți fie frică de nimic. Dacă faci ceva, s-ar putea să greșești. Cu voie sau fără voie, mai mult sau mai puțin. Așa că și asta e o treabă relativă, deocamdată să plimbă pe la DNA cu condamnările mai puțin, să vedem un final, să vedem ce se întâmplă cu oamenii aceia. Da, domnule, sunt sau nu dovedeți vinovați? Nici PNL nu este avantajat dacă alegerea primarului se va face dintr-un singur turn. Dar de ce când credeți spun că PNL, mă gândesc la PNL în satul mare, nu la PNL național. De ce credeți că nu este avantajat? De ce? Noi vom avea un candidat, o să-l știm la sfârșitul săptămânii, un candidat puternic, un candidat bun. Vom ști candidatul PNL la sfârșitul săptămânii. Am mai auzit povestea asta, vom ști candidatul în decembrie, vom ști în septembrie. Ultima dată am spus că la începutul lunii februarie. Suntem în februarie și tot nu știm. La începutul lunii februarie am spus. Acum va fi în 5, mi se pare că e vinere, începutul lunii februarie. Și atunci poate că toți cetățenii o să-și dea seama ce om puternic, serios și capabil vom prezenta în alegeri și o să-l voteze. Dacă care merită este acel să fie om votat puternic dintre cei cinci care au intrat în cursa interna? Trebuie să ne la cei cinci. S-au mai schimbat, s-au rulat, au ieșit. S-au făcut sondaje serioase și la vremea potrivit o să aflați numele dânsului. Da, spuneam domnule Giurgă că nici PNL nu este avantajat de această lege, astfel... Acum, matematic aveți dreptate, că dacă socotim, ne raportăm la ceea ce am spus anterior cu votul etnic, dacă vor fi 3-4 candidați, 5, poate în zona românească, fiecare va lua voturi. Dar se pare, voturi, domnule Giurgă, că... Colegul meu va lua și de aici și de acolo, așa că da, dacă nu știu cum va fi amestecată treaba. Spunea domnul Ressler mai devreme că dacă vom candida încă dânsul sau echipa dânsului, nu știu dacă vom candida. Deocamdată dânsul e anunțat ca și candidat. Eu oricum îi felicit, pentru asta, decizia pe care au luat-o să meargă independenți față de UDMR, pentru că m-a frapat o emisiune tot aici și vă felicit ca moderator că ați reușit să-l încolțiți pe președintele UDMR-ului să recunoască că ori cu FDG, ori fără ei, tot acolo sunt, adică sunt o anexă a UDMR-ului. Deși o personalitate, îl felicit. Vreau să vă spun că am rămas întotdeauna încântat de prestația pe care reprezentantul Forumului German o are în Consiliul Local. Și vreau să-l mulțumesc Forumului German și domnul Leiner, pentru că la ultima ședință de Consiliu Local, domnul Leiner, un om civilizat și un om educat, a votat pentru ca acea școală numărul 5 să fie atribuită Liceului Ortodox. Pentru asta vă transmit mulțumim, pentru că a dovedit că este un om integru, un om serios care judecă lucrurile foarte bine. Da, domnule primar, haideți să revenim la PNL. Spuneam că lăsați-mă să-mi duc ideea până la capăt. După oricum nu o să renunț la această întrebare, la această idee. PNL nu este avantajat la satul mare dacă alegerea primarului se va face dintr-un singur tur, dar se pare, domnule Giurgă, ați găsit o soluție de compromis. Chiar astăzi PNL și UDMR au organizat o conferință de presă comună, așadar mult trâmbițata alianță pentru satul mare se pare că se va realiza între UDMR și PNL. Domnule Ressler, ce părere aveți? Vă fură, vă subtilizează cei de la UDMR ideea? Nu. Asta este pentru să domnule, nu este neapărat. Noi nu avem drepturi de autor înregistrate. Eu cred că cel mai important este să fie în interesul cetățenilor. Dar dacă îmi permiteți, domnul primar, trebuie să nu doresc să vă reproșez. Aș dori să vă pun altfel această gândire cu domnul Leitner. Sigur, domnul Leitner este o persoană extrem de responsabilă, cu o pregătire solidă, cu o carieră foarte frumoasă. Însă, eu cred că
Din punctul ăsta de vedere, dacă discutăm de 30 de proiecte aflate pe ședința Consiliului Local, inițiatorul acestor proiecte ar trebui să fie prezent. Și știți de ce? Pentru a discuta cu acei consilieri, pentru a discuta toate argumentele, pentru că oricine vine în Consiliu, de aceea sunt mai multe partide, de aceea sunt mai mulți reprezentanți. Cu aceste persoane trebuie să se discute. Aceste discuții, care sunt, credeți-mă, neplăcute pentru ambele tabere, pentru că fiecare are adevărul său, fiecare are punctele sale de vedere, asta face din satul mare un oraș multicultural. Asta face. Însă dumneavoastră, în calitate de primar acestui oraș, trebuia să discutați anterior. Domnilor, haideți, ce spuneți de acest proiect? Cum ar trebui să facem? Iar problema școlilor ar trebui rezolvată într-un sistem. Să nu scoatem doar o bucată, să o aruncăm, cum era mai mult în arenele romane, când intrau acele persoane și urcau lei. Nu, nu, nu așa ar trebui, din punctul meu de vedere, domnule primar. Altfel ar trebui discutat în mod civilizat, domnilor, care sunt punctele dumneavoastră de vedere? Care sunt argumente? Fără doar și poate trebuie să se rezolve un sediu corect și bun pentru liceul ortodox. Aici nu se pune discuția. Cred că aici toată lumea este de acord. Da. Însă această discuție trebuie să vină după ce ați consiliat și după ce v-ați consultat nu cu reprezentanții. Ortodox, pentru toate liceele. Pentru liceu, pentru orice liceu, pentru extinderea liceului german. Aici trebuie toate rezolvate în sistem. Dar dacă dumneavoastră nu ați putut să fiți prezenți și ați fost la București, cred că era mai important să fiți în acea sală de ședință, să discutați, să argumentați cu acele persoane, pentru că dacă lipsiți, vedeți unde se ajunge. Se ajunge la diferite disensiuni care sunt extrem de neplăcute într-un oraș ca și satul mare, pentru că atunci putem să discutăm despre anumite probleme interetnice, care nu sunt adevărate. Da. Credeți-mă, domnul primar, nu sunt adevărate. Aici trăiesc românii cu maghiarii, cu germanii, într-o armonie. Corect. Asta trebuie să înțelegem. Aveți multă dreptate în ceea ce spuneți, dar era foarte important pentru mine să susțin niște proiecte la București. Deci în acea zi am mers cred că la 6 ministere și sper că am rezolvat problema medicinei stomatologice pentru școli. Am înaintat proiectul de finanțare pentru stadionul Olimpia, pentru reabilitare și multe și multe altele. Este foarte important. Nu mai este guvernul meu acum, este un guvern tehnocrat. Și în momentul când stabiliști niște întâlniri cu niște oameni la nivel de minister, nu poți să dai un telefon, să spui, știți, nu pot, că am ședință de consiliu și amânați-mă pe altă dată, că te amână pentru când nu vor mai fi ei acolo. Deci a fost foarte important. Dar aici a fost viceprimarul meu și viceprimarul meu probabil că a dat toate explicațiile, mai ales că în contextul în care el se și ocupă în mod direct de învățământ și de școli în satul mare. Dar o să mai reluăm problema asta și sunt convins că printr-un dialog civilizat o să găsim înțelegere. Bineînțeles, dacă nu sunt anumite interese. Bun. Dar asta o să le descoperim. Deci asta e. Deci până la urmă e interesul nostru și al meu și al dumneavoastră să-l facem pe domnul Ciurcă să ne spună un nume în seara asta. Da. Ca să ne pregătim. Da. Să mă și mai ales că spune că este foarte mare, foarte puternic. Deci spune, probabil că nu este ceva peste noi doi la un loc, nu? Candidatul PNL-ului. Nu, nu-mi permis să până fac ne evaluare. Spune, da. Domnul Ciurcă, numele sau... Nu vezi. Da. Nu ne spuneți. E secret numele candidatului PNL? Nu-l știu, că eu nu-l știu. Da. Sunt oameni în PNL care îl știu? Nu știu. Aveți rezultatul sondajului, domnule Ciurcă? Tocmai nu-l avem, pentru că a fost finalizat duminică, după câte știu eu, și se lucrează la elaborarea rezultatului. Domnilor, vorbeam de configurația județului Satu Mare, a municipiului Satu Mare și vreau să vă aduceți aminte că de fiecare dată la alegerile locale în Satul Mare s-a găsit câte o soluție, începând din 1996, când primarul Horia Anderco a candidat atunci susținut de CDR. CDR era alcătuit din 6-7 formațiuni serioase, apoi același primar a candidat în 2000 susținut de PSD și PD, domnule Ciurcă, PD era atunci, sau? Da, PD era. Mă gândesc, eu nu mi-amintesc pentru că nu făceam politică. În 2004 și 2008 nu s-a realizat o alianță a partidelor românești, astfel încât alegerile au fost câștigate de domnul Ileș, apoi a venit 2012, când
domnul dr. Coica a înregistrat o victorie zdrobitoare susținut de USL. Domnule, nu de partidele românești, de USL. De USL, de USL era păi, alcătuit și din partide românești. Și da, PSD-ul, da, și PSD-ul și PNL-ul da, la vremea aceea aveau și membrii care erau de etnie maghiară sau de altă etnie, deci nu... Așadar, domnule Coica, revenim la situația din 2004-2008, da. Atunci când... A fost destul de dificilă situația, în contextul în care în 2008, mi-amintesc că liberalii în turul 2 l-au susținut pe candidatul UDMR. Deci atunci, pentru că au căzut la o înțelegere atunci, ar fi trebuit să aibă doi viceprimari. Dacă liberali. PSD nu-și găsește un aliat acum, probabil vom reveni la situația din 2004-2008. Sigur, e destul de greu de discutat o alianță acum cu colegii de la PNL, pentru că dânșii au niște ambițiile lor și îi înțeleg și ei doresc să câștige. Cu Forumul German nu încercăm să avem o înțelegere, pentru că dânșii merg pe linia lor. Dacă se desprinde UDMR, merg pe linia lor, e foarte bine. Dacă nu se desprind, dacă nu au capacitate și putere să desprindă, o să meargă din nou ca și până acum, deci pe listele UDMR-ului. Cu ALDE, noi avem o relație bună și în Consiliul Local noi colaborăm, ne-au susținut proiectele și noi le-am susținut proiectele lor, deci nu se pune problema. Dar nu cred că e posibil în momentul de astăzi o discuție pe tema unei alianțe românești, să zic, în Satu Mare cu PNL-ul. Cu alte partide, cred că... Cu ALDE este posibilă? Cu ALDE, sigur. Cu ALDE este posibilă. Ne putem să comunicăm cu ei. Am văzut că și Tăricianu se împacă bine cu Dragnea. Deci, să vă împăcați bine cu domnul Ștef, sigur, nu-i nicio problemă. Ne împăcăm bine. Deci, instituțional, noi colaborăm. Instituțiile trebuie să funcționeze. Și probabil că au fost niște chestii de orgolii, dar ca instituția să funcționeze, orgoliile le-am lăsat la parte și eu și domnul Ștef. Și putem să deschidem o colaborare pe această temă. Mai ales că organizațiile județene au libertate de a negocia pe plan local și de a-și face alianțe. Deci, din punctul nostru de vedere, este în regulă. Dar totuși, timp de 4 ani, nu ați avut această colaborare roză cu Consiliul Județean? Deci instituțional, cum să nu instituțional, am colaborat tot timpul. Am avut relații, era vicepreședintele Govor, care era cel care reprezenta Consiliul Județean, deci n-a fost problema, că a fost o chestie personală, dar s-au trecut. Acum, în apropiere de alegeri, ați trece de această chestiune personală. Așadar, ar fi posibil ca la Satu Mare să candideze pentru primărie domnul Adrian Ștef, susținut de PSD PSD-ul are candidatul lui. Având în vedere aceste relații de prietenie dintre dumneavoastră și domnul Ștef... Stați un moment, cu prietenia asta între ghilimele. PSD-ul are candidatul lui, e stabilit de către, și de către organizație și de către conducerea de la București. Deci dacă cei de la ALDE doresc să scoată un candidat și nu este exclus, mai ales că l-am urmărit pe domnul Ștef și de câte ori a afirmat că va avea candidat inclusiv pentru municipiul Satu Mare, este problema dânșilor. Încă o dată, mie nu mi-e teamă de niciunul dintre candidați. Poate să scoată 7 candidați. Lupta va fi în campanie electorală, fiecare vine cu proiectele lui și se expune fața populației și populația decide. Dar încă o dată spun, într-un singur tur, șansele cele mai mari le are reprezentantul UDMR-ului, pentru că ei merg grupat, îi ajută și preoții, știți cum se face cu buletinul la vot. Asta e modul lor de organizare, e foarte bun. Deci șansele... Spuneți asta cu preoții, că nu puteți susține. Atunci nu puteți susține nici că în 2012 nu a fost sprijinit o alianță. Toată lumea a fost sprijinită. Deci, nu e o chestiune. E un punct de vedere al meu pe care eu îl exprim. De public, vedere, sigur, care poate aduce jignire anumitor persoane sau unui cult. Nu e chestia de jignire. Fiecare trebuie să recunoaștem că și toată populația știe, chiar și dumneavoastră, ce se întâmplă în preajma alegerilor. Deci e foarte bine, sunt foarte bine organizați, au comunicatori foarte buni, știu să îndrume și să cheme populația lor foarte bine. Deci, din punctul meu de vedere, nu pot să schimbi această regulă a lor. Dar încă o dată spun, un singur tur înseamnă șanse mari pentru candidatul UDMR. Da, domnule Ciurcă, am văzut că zâmbeați, nu zâmbiți că nici PNL nu și-a găsit un aliat pentru alegerile locale, pentru funcția de primar. Domnul Ressler aici de față încearcă ceva, dar din start ați exclus o alianță cu PSD. De ce, domnule avocat? Noi am venit cu anumite idei și anumite proiecte în care am spus că administrația din 2012 a făcut anumite greșeli. Acum și am venit cu câteva argumente pe care noi le considerăm că nu au fost bune, nu au fost bine ancorate în realități, au discutat
niște controverse interminabile în Consiliul Local și noi credem că pentru dezvoltarea acestui municipiu și pentru dezvoltarea acestui județ, discuțiile și conflictele nu sunt bune. Astfel venim cu o nouă idee și cu un nou concept. Dacă venim cu un nou concept, ar fi cam hazard sau fără o gândire logică să ne aliem cu cei pe care noi spunem că, domnilor, poate nu ați făcut bine și poate ar trebui să mergeți în opoziție. Haideți să spunem că suntem de acord cu dumneavoastră și, într-adevăr, PSD sau consilierii de la PSD n-au făcut nimic bun în Consiliul Local. Dar de ce nu s-au aliat? De ce n-au constituit o nouă majoritate colegii noastre de la PNL cu cei de la UDMR? Aveau toate șansele. Da, au majoritate. Au. Sigur, ei în au și la ora actuală, doar că se manifestă această majoritate. Cine au majoritate? UDMR cu PNL la Consiliul Local. Vă rog frumos să mă scuzați. De când sunt eu intrat în politică în satul mare de vreo câțiva ani buni, permanent UDMR a fost în alianță cu PSD. Așa este și acum. Nu e asta. Cum să nu lasă? Și ați organizat o conferință de presă PNL cu PSD. Eu n-am încredere. La Consiliul Județean, de exemplu. Cum e cu această conferință de presă care ați organizat-o astăzi? Eu nu mă refer la municipiul unde nu cunosc, urmăresc așa din exterior, dar nu cunosc în amănunt cum stau acolo lucrurile și toate dezbaterile, nu le știu. Eu mă refer la Consiliul Județean, unde din 2012 există o alianță până în ziua de astăzi între PSD și UDMR. Dar de ce ați organizat această conferință de presă astăzi, dacă aveți majoritate? Considerați că ceva nu se întâmplă cum ar trebui să se... Tot vorbim de dialog aici. Păi trebuie să avem dialog. Se va organiza prin conferință de presă? Păi și prin conferință de presă, sigur, da. Prin toate metodele. Atât de rău au ajuns consilierii din municipiul Satu Mare încât nu reușesc să vorbească decât prin presă, prin mass media? E așa de mare distanța între ei, ruptura dintre UDMR și PSD? Nu există nicio ruptură, nu există nicio ruptură. Am văzut că în ultima perioadă este o apropiere între PNL și UDMR, domnule Giurcă. Cred că mai mult mediatic. De doctrină, de doctrină. E mai mult mediatic. Deci treaba asta cu UDMR... Păi dumneavoastră o faceți mediatică. Treaba asta, treaba asta cu UDMR, dacă ne uităm în spate puțin, începând cu 2012, cu USL-ul, UDMR-ul pe care parte a fost? Eu am fost aici la întâlniri și cu deputați și cu senatori de la UDMR și cu fost primari. Și nu i-ați întrebat de... Păi da, știți bine că le-am susținut tot timpul că dânsii nu sunt în opoziție. Eram singur eu în opoziție la vremea aceea. Acum, dacă se apropie alegerile, sigur că lumea se mai repoziționează, se schimbă, dar 3 ani și jumătate până acum, cum am stat? Haideți să fim serioși, că toate... Deci, și UDMR-ul și-a obținut secretarii de stat, aia pe care a avut la vremea respectivă, de la USL, prefecții, și aia și viceprimarii, vicepreședinți la Consiliul Județean și alte posturi importante, că în Consiliul Județean am avut vineri ședință și o bună majoritate, 7-8 persoane, nu au participat la vot, pentru că erau în incompatibilitate. Eu n-am înțeles treaba asta, cum vine. Inclusiv președintele. Adică? De ce? Păi adică nu votez bugetul pentru că sunt în incompatibilitate. Nu votez punctul 3 pentru că sunt în incompatibilitate. Nu votez... Că oamenii ăștia lucrează la instituțiile care aparțin de Consiliul Județean. Nu-și pot vota. Finanțarea. Deci vreau să zic că-și rezolvate problemele de ani de zile. Deci... PNL sau fostul PDL în special. Bun, domnul Giurcă, nu are oameni în Consiliul Județean nici la alte instituții. Repet, dacă așa stau lucrurile și sunt rezolvate problemele dinainte, până de ce UDMR și PNL nu s-a dus la ședința de Consiliul Local să trântească acele hotărâri, proiecte de hotărâri, nu să organizeze conferință de presă? Sigur, și conferința de presă asta cu și are rolul ei și este foarte binevenită, dar nu astăzi aveați toate pârghiile necesare să trântiți un proiect de hotărâre. Asta cu trântitul nu-mi stă în fire, pentru că dacă proiectele de hotărâre sunt în regulă și sunt spre binele, bunul mers a activității sau
progresul societății din județul Satu Mare, că despre asta e vorba, sau municipiu, cum să le trântești? Trebuie votate să spun eu, mai departe. Conferința de presă a fost organizată pentru a cere amânarea ședinței. Da, amânarea ședinței de mâine, ședința extraordinară pentru aprobarea bugetului, au spus că mai au nevoie de studiu până vineri. Până vineri. Noi nu ne-am opus, dacă voi doriți așa, fără nicio problemă, dar proiectul rămâne pe ordine de zi. Mâine ar trebui să se prezinte domnii consilieri și, în mod oficial, să ceară amânarea cu încă două zile a votării acestui proiect. Pentru, pentru amânarea de ședință e nevoie de conferință de presă? A, nu, sigur, asta noi face parte din... A început campania electorală și normal că trebuie să iasă în față, să-i vadă populația, că sunt foarte activi. Dar ceea ce nu știu și nu știa nici domnul Chereș, Cheniș, îmi pare extrem de rău, nu e bine să vorbesc pe dânsul, că nu e în prezent, corect, dar orice amânare a votării bugetului, legea spune foarte clar că la 45 de zile, care se împlinesc mâine, trebuie votat bugetul. Nu-l votezi, începând cu data de 3, nu se mai poate merge pe un buget care nu este finalizat. Și atunci, toate plățile, inclusiv salariile din învățământ și alte plăți, se vor amâna cu numărul de zile cu care s-a amânat ședința de buget. Deci trebuie să înțeleagă cetățenii sau cei care sunt în cauză că nu noi am dorit să nu le dăm salariile la timp, ci cei care au hotărât să amânăm până vineri acest buget. Dacă bugetul trece, atunci intrăm în normal și se fac plățile. Dacă bugetul nu trece, atunci reluăm și asta se va întâmpla cu salariile. Da, de domnilor, haideți să revenim la oile noastre și vreau să vă întreb ce vor pierde sătmărenii dacă partidele românești vor concura între ele și candidatul UDMR va câștiga alegerile pentru primăria municipiului Satu Mare. Vor câștiga un primar UDMR. Da, nu, deci nu putem pune. Și din nou majoritatea UDMR și din nou va fi ca. Da, nu putem pune problema în 2020. Dar cum la urmă care problema? Va ieși un domn, un cetățean din județ primar și sigur, din județ. Vom vedea peste 4 ani de zile ce s-a întâmplat, da. Dacă am făcut bine sau n-am făcut bine. Și... Da. Deci adevărul, deci eu vă spun sincer acum, dincolo de politică, în județul Satu Mare nu sunt probleme etnice, aici sunt oameni care trăiesc... Dar noi nu vorbim de probleme etnice. Apropo de vot, din păcate... Încă n-am reușit, nu s-a reușit să se desprindă treaba asta cu votul. Nu știu de ce. În totalitate. Deci, în totalitate. Din cauza partidelor, parte, nu în totalitate. Parte, nu s-a desprins deloc. Eu am prieteni în toate zonele. Și mi-au toți spus în discuțiile și dumneavoastră. Eu vorbesc de mine. Eu nu-l votez pe Cutare și dacă e român, că îl votez pe ălalalt, sau nu-l votez pe Cutare și dacă e maghiar, că nu-mi place, că n-am încredere, așa mai departe. Deci, vor fi, am spus, în zone în care se suprapun treburile astea. Da. Dar, din păcate, n-am ajuns încă la un nivel de înțelegere a politicii și a administrației în care să desprindem lucrurile astea. Doar și în domnule, ăsta ni se pare că e omul potrivit să conducă municipiul sau județul Satu Mare. Nu. Iar partidele de aia sunt. Dar de unde să știm noi, electoratul, că acesta este omul potrivit, păi din moment ce... Omul respectiv nu cade din cer, că tot e pe aici. Domnul Giurcă, dar de fiecare dată noi când ne ducem la vot, de fiecare dată avem senzația, impresia că din toate relele, că nu prea am văzut candidați foarte puțin, bune, am ales foarte buni, am ales cel mai puțin rău. Vedeți, da, e votul negativ. Înseamnă că noi, sătmărenii, am votat negativ întotdeauna de-a lungul anilor. Pentru că, practic, asta înseamnă votul negativ. Nu, niciunul nu e bun, dar ăla mi se pare că e mai rău și decât să-l votez pe ăla, mai bine îl votez pe ăsta. Da. Nu și cred. Atunci nu-i vina partidelor că nu deci ești cu zic candidați că, eu zic că toți primarii buni, au zis, așa cum toți oamenii au și bune și rele, și un primar sau un președinte de consiliu județean are și bune și rele. No, acum ar fi bine ca balanța să fie înclinată mai mult spre alea bune. În contextul de astăzi sunt convins că fiecare partid va ieși cu ce are mai bun. Deci nu-și mai permite niciun partid să facă, eu știu, experimente. Și dânsii și-au lăsat un candidat serios, redutabil, la fel.
domnul Giurcă ne asigură că va fi un candidat puternic. Deci eu cred că dumneavoastră sunteți cel mai dezavantajat în competiția asta și știți de ce? Pentru că pe dumneavoastră vă pot măsura alegătorii, să zic așa, după ceea ce s-a întâmplat. Pe ăștia care vin nu-i pot măsura. Să-i credem pe cuvânt, nu? Să-i creadă pe cuvânt sau să nu-i creadă pe cuvânt. Și atunci, deci aici e problema. Este opțiunea populației, deci populația este cea care decide ce va fi. Aici nu este o unitate de măsură, la domnul primar ar fi o unitate de măsură. Pe domnul Chereș Kenny Gabor și dânsul a avut un mandat de viceprimar, așa bine, că asta nu e o problemă să... E mai în umbră, știți, și totdeauna adjuncții pun vina pe șef, că întotdeauna așa au fost. Dom'le, eu aș fi făcut, dar n-am putut din cauza șefului, a primarului. Domnule Giurcă, dar atunci când nu merg lucrurile bine într-o comunitate, nu merg doar din vina primarului sau or fi vinovați și consilierii? Care se ambiționează să... Deci, cred că domnul primar a fost militar și dacă ne uităm un pic, să zic așa, în istorie și în armată, comandantul dă direcția și el dă ordinul. Da. Și atunci, dacă el îndreaptă armatele într-o direcție greșită, într-o luptă inegală sau o situație strategică greșită, mor soldații. Bine, haideți să luăm situația municipiului Satu Mare. Da. Așa cum am arătat, UDMR și PNL are majoritate în Consiliul Local. Da. Dacă vine primarul Coica cu proiecte bune și foarte bune pentru municipiul Satu Mare, ce face cu ele dacă ele trântesc cei nu de la poate PNL să le și UDMR? Există prea dacă multă permiteți. Responsabilitate, nu mă pic. Responsabilitate deci, și auziți, partide, nu mă pot, domnul Giurcă. Doamna Stella, adică, vă rog frumos, vă rog frumos. Haideți cu responsabilitatea, adică lăsați-le cuvintele astea. Adică suntem cu toți responsabili. Nu toți, nu toți, majoritatea. Da, de unde, nu, eu zic că toată lumea e responsabilă, numai nu știm să-i măsurăm doza de responsabilitate. Sau poate înțelegerea lucrurilor. Spre ce direcție își manifestă responsabilitatea? Spre ce direcție? Dacă ne apucăm să fim destructivi și să trântim toate cele, atunci nu are rost să ne... Am ascultat cu mare atenție ceea ce s-a spus. Vă rog să mă credeți că nimeni nu va avea de pierdut. Partidele românești, partidele ungurești, nimeni nu va avea de pierdut dacă se va alege și în momentul când se merg la vot, și cetățenii o să voteze cu înțelepciune. Ceea ce îți doresc. Unde se regăsesc? Dacă văd un om gospodar, dacă înțeleg din acele proiecte și dacă doresc într-adevăr acest progres. Acum, revenind la ceea ce a spus și domnul primar. Stați puțin aici. De unde atâta înțelepciune când ies 7-8 candidați pentru primărie? Sigur că da. Cum să alegem cu atâta înțelepciune încât... Cum să alegem din acele proiecte care le-au făcut până acum, ce au făcut, care este și background-ul personal al acelor persoane, este foarte important din punctul meu de vedere. Atunci, mai mult decât atâta, ceea ce spun, care sunt proiectele palpabile, da, vrem al treilea pod. Dar de spus, toți promit și pod și drum și tot ce vreți dumneavoastră ne promit. Dar asta nu e bine să promitem, pentru că aici l-aș contracara pe domnul primar. Pentru că, haideți să, dacă știți și dumneavoastră, de ce nu se realizează acea licitație pentru pod? Pentru dacă îmi permiteți, eu am citit. Stați să vă spun, că vă spun nu sunteți bine informat. Deci, licitația s-a făcut, a fost pe SEAP, s-au interesat foarte multe firme, dar nicio firmă n-a venit cu ofertă. De ce? Probabil că au considerat că valoarea podului este mult prea mică față de prețurile actuale. Și atunci noi am reluat... Și cât era bugetat? Noi, deci în jur de 90 de milioane, ripost. Și asigurările, fondurile, de unde veneau? Mergeau prin CNI? Prin CNI? Și ați semnat contractul cu CNI? Cum să semnezi dacă n-ai avut niciun ofertant care să vină cu care să închei un contract? Vedeți, că nu era, Ați avut 2 milioane de lei și avem în continuare, care reprezintă undeva la 2% din valoare. Îi avem în continuare, domnul avocat. Deci, vă spun eu. Nu s-a făcut exproprierea. Noi suntem extrem de depărtați. Exproprierea o faci în contextul în care o firmă câștigătoare, în care închei contractul, în care te duci și ți asiguri finanțarea, atunci faci exproprierea. Eu nu pot să vin să vă iau pământul dumneavoastră acum, în perspectiva că vezi, domne, poate o să primesc finanțarea pentru pod. Deci, știți cum deci nu aveți toate datele. Nu aveți dreptate, domnul. Cum primar? Să dacă eu sunt vă în cauză? Vă spun. Vă demonstrez scriptic. Eu sunt în cauză, eu sunt cel care semnez documentația și tot. De ce? Din afară e ușor să presupui. Un exemplu concret.
Cum s-a făcut exproprierea pentru utilitate publică, pentru bazinul de înot? Întrebați-l pe domnul Andercu. Întrebați-l pe domnul Andercu. În condiții deci, legale atunci... pentru un anumit scop. Și dacă nu aveți 100% finanțarea, puteți să-l expropiați. Însă acel scop nu poate să se modifice. Domnule, sunt de acord cu dumneavoastră. Deci a fost făcută în mandatul domnului Horia Andercu. Pe mine ce m-a interesat acum? Să schimb locația acelui bazin. Pentru asta am fost și la CNI și am lăsat o cerere de finanțare pentru bazin. Sunt de acord să ne finanțeze bazinul pe altă locație, unde să o propună executivul. Înțelegeți? Deci, aici trebuie să discutăm, domnule primar. Acum, dumneavoastră, de multe ori ați spus că cei din Consiliul Local se opun. Sigur că da, cei de la Consiliul Local, care este cea mai importantă hotărâre de Consiliul Local? Bugetul. Da. Asta este cea mai importantă hotărâre. Așa este. Dumneavoastră, puteți să-l parcurgeți. Lectura are acelui material, pentru că nu vrem să venim la acea poveste când toată lumea ridică mâna și toată lumea votează la unison, neștiind ce votează. Într-o zi sau două zile este imposibil. Bun, am înțeles, nu are rost să deci, facem teoria. Chestiunea asta nu e vorba de a discuta. După aceea, legea finanțelor locale vă permite să dați acele salarii și după acea dată. Pentru salariile bugetarilor care sunt în subunitățile dumneavoastră, atât la mâine vă invit la mine și discutăm. Și eu vă invit la mine la birou, dumneavoastră discutați ca un avocat și discut ca un practician. Eu sunt în primărie și știu foarte bine cum decur lucrurile. Deci dacă doriți informații corecte pe care să veniți să le expuneți la televizor, vă invit în mod oficial în calitate de candidat la primărie și discutăm pe față cu toți specialiștii. Ceea ce este cel mai important, să discutăm pe lege. Pe lege, absolut. Asta e cel mai important. Să discutăm pe lege, să discutăm argumentat. Considerați că nu se discută pe lege, credeți că poți să formulezi un buget fără să vorbești pe lege sau pe ceva? Da, aveți o lege a funcționării și un statut, un regulament de funcționare a Consiliului Local care vă obligă să transmiteți toate informațiile consilierilor locali într-un anumit termen. Cu privire la buget a fost respectat acest termen? S-au hotărât această ședință extraordinară pentru că era limită data de 2 și vineri mi se pare că au primit consilierii și au avut timp până astăzi. Sau chiar până mâine în ziua ședinței. Dacă dânsii și-au exprimat dorința publică astăzi în conferința de presă să se amâne această dată, noi am fost de acord, domnilor, dacă dumneavoastră doriți, uite, facem vineri, aveți timp să studiați zi și noapte și vineri să luați o decizie. O întrebare, dumneavoastră ați discutat cu reprezentanții fracțiunilor sau a partidelor astăzi, politice astăzi, pentru că am fost plecat propuneri la de buget. Vineri m-am reîntors de la București. Dar astăzi am discutat, l-am abordat iarăși pe domnul Asculic, probabil că mâine, poimine, o să mai am discuții cu ei și vineri o să se tragă cu concluzia. Vedeți? De aia trebuia discutat, poate din timp, acest buget. Discutăm noi totdeauna. Sigur. Avem acest obicei la noi în România, în ultima săptămână arde tot și noi atunci trebuie să adoptăm hotărâri. Nu este bine, domnul primar, din punctul nostru de vedere. O să încerc și eu să iau din calmul dumneavoastră de german. Bun. Deci, încă o dată, dacă aveți nevoie de date certe, concrete, haideți să vă invit eu veniți frumos și discutăm cu... legea. Poate dacă dumneavoastră aveți probleme... Dumneavoastră o lecturați legea din punctul de vedere al avocatului, dar haideți să vedeți din punctul de vedere al unui om care face parte în executiv și care știe toate problemele de acolo. Deci, de-aia, încă o dată, vă lansez haideți frumos, discutăm și dacă considerați că nu am dreptate, la următoarea emisiune vin și vă cer scuze. Dacă am dreptate, atunci mergem și bem o cafea. Acum, înainte ca să beadă și cafea, să-mi dați voi. Da. Eu voi face referire foarte scurt, că nu vreau să... Poate ne invită și pe noi la cafea. Da, primit. O cafea, da, oricând de binevenită. Da, cu domnul prefect. Legat de Consiliul Județean. Eu sunt în Comisia de Buget Finanțe, de exemplu. Deci, spre exemplu, pentru că și noi vineri am aprobat bugetul, 3 ore a durat această ședință, pe lângă faptul că dacă vrei să te informezi, poți să te duci, că ai dreptul până la urmă ca și consilier județean sau local să te duci. Deci aproape toate instituțiile au fost chemate acolo la comisie, rând pe rând, au stat frumușel afară și au fost invitați în sală să-și susțină bugetul. Li s-au pus întrebări, multe, nenumărate întrebări, și până la urmă toată lumea înțelege. Deci n-ați avut nevoie de timp să amânați ședința? Păi am primit, deci informațiile le primim și noi cu minimum 3 zile înainte. Acum le-am primit chiar mai devreme, cu 4-5 zile înainte. Sigur că pe parcurs sunt tot felul de modificări, având în vedere perioada de început a anului.
le-am studiat. Nu e ușor să analizez un buget care are nu știu câte pagini. Dar ne-am notat problemele și când am fost în comisie am anunțat că toată lumea să vină la discuții și acolo am discutat cu toate instituțiile. Nu știu dacă la primărie așa este și astăzi. Așa practica asta sau nu. Sau asta, așa nu s-a întâmplat și astăzi. Și asta, iertați-mă, o facem de regulă. Eu n-am fost de acord, dar mă supun majorității cu 3-4 ore înainte de ședința de Consiliu. Deci în aceeași zi. Eu am dorit să o facem mai repede, da? Mă rog, la noi comisiile se întâlnesc cu una, două, trei zile înainte de a fi ședința. Iar astăzi s-au întâlnit comisiile, i-au chemat pe toți reprezentanții instituțiilor care aparțin de primărie și au avut discuții față în față. Fiecare să-și argumenteze dacă bugetul e bun, pentru ce le trebuie, justificări și așa mai departe. Miercuri se vor mai întâlni încă o dată consilierii UDMR cu cei de la PNL și probabil că vor lua o decizie dacă susțin sau nu susțin bugetul și vineri vom vedea dacă e un buget bine întocmit sau nu este. Și vineri se va da votul final. Da, domnule Giurcă, am auzit noi pe surse că PNL și candidatul PNL-ului sunt destul de slab cotați în sondajele pe care le-ați comandat. Ce șanse îi dați candidatului? Nu știu ce surse, că n-aveți surse bune atunci. Ce șanse îi dați candidatului PNL la alegerile din 5? Doamna Stella, n-aveți surse bune pentru că sondajul s-a referit la 3 persoane, au fost în sondaje și nu s-a pus problema în comparație cu alți candidați din alte partide. Deci a fost efectiv un sondaj care intern. A vizat intern, care a vizat efectiv poziționarea fiecăruia dintre cei trei, tocmai ca să vedem că așa s-a stabilit pe bune și pe cinstite care este persoana care are cele mai multe. Bun, domnul Giurcă, ce șanse îi dați candidatului PNL la alegerile din 5 iunie? Deci șanse sigure. Șanse sigure de câștig. Noi așa mergem. Păi dacă te duci la o luptă că îi pierde, atunci mai bine nu te porni. Deci trebuie să câștigăm. Noi am fost și în 2012 pe picioarele noastre, deși era o luptă inegală. Tot șanse sigure aveați. N-am avut, că știu că e o luptă inegală. Chiar eu am fost, țineți minte, la Consiliul Județean. Nu, dar la municipiu ați avut altcineva. Și PNL au avut șanse sigure de fiecare dată de la vreau Revoluție. Vreau să mă laud, pentru că în condițiile în care partidul a ieșit de la guvernare cu o lună înainte de alegerile locale și noi am pierdut din cauza asta 15% cel puțin, am reușit să reedităm rezultatele din 2008. Deci da, domnule, chiar jur așa. Că un telespectator... Și asta pentru că am fost, cred că, oameni la locul nostru, cât ne-am putut și ne-am străduit să reușim. Un telespectator vă întreabă ce ați realizat dumneavoastră pentru județ și dacă știți cât la sută din populația județului sunt români și cât la sută maghiari. Dacă vrea să știe ce am rezolvat pentru județ, atunci să mă invitați într-o altă emisiune, pentru că singur, unde ajunge singur și cu domnul acela. Da. Iarăși, vis-a-vis de populație, 36% ultima statistică, maghiar la nivelul județului și 38% la nivelul municipiului. Acum decimale se mai schimbă între timp. Mulți au plecat din țară, s-a mai schimbat compoziția etnică, romii sunt mai numeroși. Acum, după opinia mea, se apropie de 7-8%. Asta într-o statistică pe care am făcut-o în vremurile alea, nu urmarea recensământului, dar cam pe aici ne găsim pe undeva. Deci 36% la nivelul județului și 38% la nivelul municipiului, la sută sunt etnici maghiari. Domnule Giurcă, vreau să vă adresez o întrebare, dar având frumos. În vedere că șansele candidatului PNL sunt sigure și în mod sigur va câștiga alegerile din iunie, nici nu știu dacă să vă mai întreb. Totuși vreau să vă întreb, dumneavoastră personal sau alți colegi din PNL, ați fi de acord cu înființarea Alianței pentru Satul Mare și susținerea domnului Ressler pentru funcția de primar? Deci, eu nu pot vorbi în numele meu, vorbesc în numele partidului. Partidul Național Liberal
Lăsați partidul, eu îl întreb pe domnul Radu Giurcă. Partidul Național Liberal va avea candidat. În 2012, când eram într-o poziție eșuată datorită ieșirii de la guvernare, ni s-a propus PD-ului din vremea aceea, inclusiv mie, ca să nu candidăm și să intrăm într-o alianță. Și n-am fost nici atunci de acord, pentru că am slujit partidul acesta care ne-a susținut și nici acum nu va fi altfel. Vă garantez. Cu toate că s-a realizat un studiu și potrivit acelui studiu un candidat din germană susținut de PNL ar avea șanse să câștige alegerile, să ia voturi atât de la populația majoritară, de la români, cât și de la maghiari și germani. Nu știu, deci în aceste condiții nu vă gândiți la această alianță să susțineți un candidat de etnie germană? Da, eu nu știu, sau rămâneți la blatul sau compromisul pe care îl faceți cu DMR, domnule Giurcă? Dar nu știu despre ce vorbiți, doamna, este la blat, compromis, când vă spun clar că noi vom avea candidat. PNL nu poate să nu aibă candidat. Sigur. Poate că se vor face alianțe cu... Ați avut și altă dată candidat și l-ați sabotat din interiorul partidului. PNL-ul este... PNL-ul... Știți noastră destul de bine, domnule. Vin în apărarea noastră. PNL-ul este adversarul PSD-ului. Dar domnul Giurcă e un om extrem de corect. Eu așa știu de pe timpul cât era prefect. Eu așa, cum mai spun domnul prefect, zice că este un etalon al bunului simț, acum nu, al civilizației. Domnul Giurcă stabilește acolo. Nu. Dar cu domnul relația, Giurcă... relația este Chereșcheni cu Cosma. Toată ziua se întâlnesc la cafea, din când în când mai merge și forumul și acolo se realizează alianța pentru satul mare. Deci nu domnul Giurcă, oameni ca domnul Giurcă sunt principiali și au se ghidează. Nu, dar încă o dată nu. Vedeți, primarul are resurse, nu? Da, și toate informațiile ajung la primar, dar asta e primarul municipiului. Deci relația se bate în cui acolo, forumul german, cu domnul Chereșcheni și cu domnul Cosma. Deci domnul Cosma e cel care dorește această alianță. Dar primar, acum să intervin dacă tot se vorbește. Aveți grijă, domnul primar, pentru că un primar, tot PSD-ist de Iași, cu sursele astea extrem de bune, a ajuns domnul primar. Facem răsăbire, Iași e în altă parte. Sigur, cu aceste surse, cine, cum se întâlnește, cum se întâlnește. Dar mi se pare foarte normal. Știți ce e cel mai important? Și eu mi-aș dori să mă întâlnesc cu liderul PNL-ului și zic, hai să facem o alianță românească. Dar nu trebuie să vă gândiți în alianță românească, domnul primar. Dumneavoastră trebuie să faceți o alianță cu Sătmăreni, nu cu PNL-ul. Eu cred că pentru am făcut-o, să știți. Ați văzut, în 2012, dumneavoastră ați avut principii, dacă ați avut gândiri. Stați un pic, nu vreți să faceți alianță cu PSD. În 2012 ați avut. Ați văzut, cu PNL-ul n-a mers. Pentru că doar un scop ați avut. Să câștigați alegerile. N-ați mai avut acel scop. Vedeți ce se întâmplă acum în Consiliul Local. Acei oameni care au fost teoretic aliații dumneavoastră, din păcate, vedeți, PNL-ul s-a rupt, e problema lor, dar eu mă gândeam totuși că în PNL sunt și oamenii foarte serioși, oamenii bine pregătiți politic, oamenii care, cu care poți să ai un dialog civilizat, înțelegeți? Sunt câțiva, pot să dau niște exemple acum, dar sunt unii care sunt veniți, acum ajunși, aruncați în față și care vorbesc în numele PNL-ului, vorbesc în numele fostului PDL. Și nu, totuși nu sunt oameni de bună calitate. Dar e problema lor. Cu cât sunt mai slabi, cu atât putem spune. Ascultați-mă, eu judec politic. Bun, da, judec politic. Ca și adversar politic judecat. Da, și cred că deci experiența mea politică este suficient ca să-mi permite să trag o concluzie. Dar vă spun un singur lucru. Eu mă bucur că nu au oameni de foarte mare valoare, mai puțin cel de care spunea domnul prefect că o să scoată acela candidatul cel mai puternic. Mă bucur că nu au, pentru că e mai ușor pentru ceilalți candidați să poată să-și susțină proiectele și să vină în fața populației. Eu m-aș bucura să faceți o alianță, că atunci nu se mai împart voturile în 70 de candidați la primărie și atunci o să fie alianța dumneavoastră cu PNL-ul și cu UDMR-ul și cu tot, care să scoată un candidat pe dumneavoastră, dacă reușiți să... Cine e cel mai bine în sondaje, cotat. Să-l învingeți pe domnul Chereșcheni și atunci și pentru mine va fi
o luptă mai ușoară, că va fi o luptă directă, nu trebuie să mă împart. Că eu va trebui să mă împart, că toată lumea se va alia împotriva mea. Și știți clar de ce turul 2 nu era bun pentru mine. Când turul 2 ieșeau cum au ieșit liberalii în 2008 și spunea noi liberali, ar fi fost noi liberali, da, sigur că ați recunoscut, noi liberalii susținem pe candidatul Ileș și l-a susținut pe Ileș și atunci așa am pierdut eu la... Dar să știți, sătmărenilor, astea nu sunt obiecte de negoț, voturile. Ascultați-mă, ei degeaba au spus, au ieșit și votați. În acel moment, votul liberalilor a fost decisiv pentru candidatul UDMR-ului. A fost decisiv. Dar nu s-au regăsit în candidatul pe care, cu care ați venit dumneavoastră. Asta atunci, era. Da? Nu că a venit afară și a spus cineva, votați-l pe el. Dumneavoastră mai credeți în acele chestiuni când spune, vine cineva și spune, votați cu el. Eu chiar nu cred, pentru că populația reacționează exact invers. În momentul când îl direcționezi și spui, votează-l pe ăsta, că pe ăsta îl vrem noi politic, atunci... Ați văzut cum ați pățit în 2014 cu Ponta. Ați văzut, domnul primar. Nu, eu am pățit. Păi, dumneavoastră ați direcționat cetățenii din satul mare să voteze cu Ponta și au votat direct era, invers. Dumneavoastră nu ați direcționat către Iohannis. Și ați câștigat pe un vot negativ împotriva lui Ponta. Ați așa văzut? Ați câștigat, că diaspora a pentru lucrat foarte bine. Pentru că nu puteți direcționa cetățenii. Corect, deci nu pot nu sunt obiect de negoț pe care venim și asta trebuie să înțelegem. Sigur, deci încă o dată, noi cred că am înțeles. Cred că și eu și dumneavoastră și domnul Giurcă, dar din păcate nu toți înțeleg ca și noi. Asta e marea tragedie, a spus acum, pe un vot negativ. Da. Am spus și eu, e trist că votează cetățenii vedeți, negativ. Domnul Giurcă, e trist. Atunci când am și spus eu, m-ați contrazis. Acum ați ajuns nu, la aceeași concluzie. Pe mine m-ați câștigat când l-ați făcut pe președintele UDMR, domnul senator, să recunoască că UDMR, că FDG-ul sunt anexa UDMR-ului. Pe mine m-a uns la suflet. Eu nu cred că a spus așa. Deci ascultați-mă, deci au fost oricum dumneavoastră. Haideți să revenim la acest dintre PNL și UDMR. Eu le lasă invitația, dacă nu se înțeleg, dacă nu vor să candideze pe anumite liste, de ce să nu vină la și candidează pe lista noastră? Niciun fel de problemă. Domnul primar, vă rog să-mi permite să întreb, ce înțelegeți dumneavoastră prin blatul dintre PNL și UDMR? Poate ne spuneți dumneavoastră cum... Domnul Giurcă nu e implicat. Eu garantez. Domnul Giurcă nu este implicat, e un om extrem de serios. Blat, ce înseamnă blat? Dumneavoastră nu știți, n-ați mai făcut blat. Niciodată blat. O înțelegere eu nu presumasă. Prea am făcut blat, să știți. Cei de la PNL, nu niciodată, nici cei de la PDL, nici aceia. Domnule Coica, vă avantajează acest blat dintre PNL și UDMR? Pe mine chiar nu mă interesează blatul pe care îl fac ei sau cum îl numiți dumneavoastră. Pe mine mă interesează să aprecieze proiectele, să trecem proiectele, să votăm bugetul, pentru că, iertați-mă, trebuie să înțeleagă și cei de la UDMR acum că bugetul nu-l votează pentru Coica. Este bugetul municipiului, este bugetul anual. Deci funcționalitatea acestui municipiu, dezvoltarea, evoluția lui în continuare se face pe baza acestui buget. Nu vor să voteze? Nicio problemă. Mai încercăm și încă o dată, și încă o dată, și încă o dată. Dacă au amendamente, au ocazia în această perioadă și mâine, în ședința de mâine și cea de astăzi, să vină cu niște amendamente pe care noi le introducem în cadrul bugetului și n-au niciun motiv să nu treacă bugetul. Dacă o fac, e responsabilitatea lor strict. Noi ne-am făcut treaba, executivul și-a făcut treaba, responsabilii sunt cei care ridică mâna, nu primarul votează, ci consilierii. Și populația să vadă cine dorește să ca acest municipiu să meargă mai departe fără probleme. Domnule primar, ați văzut cum cei de la UNPR își schimbă opțiunile de la un minut la altul. Da. Vă puteți baza pe o susținere sau o alianță PSD-UNPR la satul mare? Vreau să mă credeți că în viața mea nu m-am bazat pe ajutorul altora și m-am bazat numai pe munca mea și pe ceea ce am făcut eu, da? Și ceea ce am făcut, am făcut-o cu consecvență și cu seriozitate. Nu pot să mă bazez pe nimeni, nici pe PNL, nici pe PDL, nici pe cei de la UNPR. PSD-ul e un partid puternic, PSD-ul are membri serioși, oameni de bună calitate și noi mergem și ne încercăm forțele cu celelalte partide, doar noi și atât. Dacă alte partide sau cum ar fi UNPR-ul sau eu știu orice altă formațiune dorește să vină lângă PSD, este bine primită. Dar vrem oameni și relații serioase. Nu pot să spun că UNPR-ul va vota. E problema lor, e opțiunea lor. Mai ales că am văzut oscilația pe care a constatat-o și premierul. Că, cum spunea, că este o majoritate care este fluctuantă, volatilă, sigur. Păi, acum, ori faci politică și e serios, și recunosc că UNPR au susținut în toată această perioadă PSD-ul și au respectat regula, au avut activități împreună, dar probabil că... Dar susțineau și pe președinte în același timp.
Corect, bine, domnul Oprea e un tip foarte... Au fost șocați puțin UNPR-ul acum zilele trecute. Păi au fost șocați că l-au luat pe domnul Oprea. Domnul Oprea, vă spun eu, greșit. Nu, a fost șocați pentru că ați hotărât la nivelul conducerii partidului. Corect, că... deci local... Nu mai mergem împreună. Nu, stați un moment. Au voie la alianțe cu UNPR și ALDE. Avem, avem voie la orice. Bine, bine, dar vine de sus ordinul. Deci astea sunt chestiuni mascate. Și atunci au amenințat și dânsa. Da. În loc să ne fi spus acum una întreabă asta, acum ne spuneți, nu nimic, suntem 70 în Parlament. Vedem adică ce vor, va fi. Încearcă cei de la UNPR o apropiere de PNL, domnule? Nu, nu, că... nu, nu, sunt incompatibili. Dar au făcut și ei cu degetul puțin ca să... Deci domnul Oprea e un tip orientat și vă spun eu, eu sunt supărat acum pe dânsul. Acum și domnul Oprea într-un pic de dacă domnul Oprea ar fi, și-ar fi dat demisia după ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat, ar fi fost alta situație acum, dar dânsul n-a făcut decât să... Să facă ca acel mic bolovan să se răstogălească, să vină din ce în ce mai mare și s-a ajuns ca 30.000 de oameni din stradă să comande și să desfințeze un guvern care, un guvern extrem de bun. Uitați, guvernul Cioloș funcționează exact pe resursele și pe legislația și pe tot ce a produs guvernul Ponta. Domnul primar, să nu uităm că Victor Ponta a demisionat, n-a desfințat nimeni niciun guvern, nu, s-a desfințat singur. Deci stați un moment, prin demisia premierului, bineînțeles că tot guvernul s-a demis, clar. Dar asta s-a făcut la presiunea străzii, celor 30.000. Păi, eu vreau era să vă spun... o problemă de mult vehiculată și așteptată de asta. Corect, se știa deja premierul de, nu, da, de un an de zile. Era obosit de tot premierul. Erau presiuni foarte mari. Trebuia un pic și domnul Dragnea a ajutat. Haideți să revenim la Satu Mare și să vedem cum stau lucrurile aici. Domnule primar, să zicem că de pildă PMP ar zice că de dragul sătmărenilor, a interesului sătmărenilor, vor susține candidatul cel mai bine plasat al partidelor românești. Ați refuza o astfel de ofertă? Este opțiunea lor și în campania electorală și într-o bătălie de genul ăsta nu e de refuzat. Orice vot contează și, de fapt, asta dorește fiecare candidat. Și domnul Ressler, și eu, și candidatul celor de la PNL, dorește să câștige. Nu trebuie să faci tot felul de compromisuri, nu trebuie să... face prostituție politică. Dar în momentul când cineva sare în ajutor și spune, uite, de la partidul meu îți dau și eu 1000 de voturi, trebuie să le primești fără nicio de problemă. Domnul Giurcă, vedeți posibil o alianță PNL-PMP? Cu atât mai mult cu cât majoritatea celor de la PMP sunt foști colegi ai dumneavoastră de la PDL. Păi, auziți, nu sunt un om foarte, foarte informat de ultima oră, dar de penultima oră, da. Deocamdată pe PMP-ul, nu știu, nu-l prea văd. Dar cine dictează la dumneavoastră acolo la PNL, domnule Giurcă? Văd că trebuie să primiți informații de ultimă oră, de penultimă oră, în ce direcție mergeți, cu cine faceți alianțe, cu cine discutați. Dacă mă întrebați de PMP, eu cred că am mai bune informații eu personal decât are PNL-ul. Și de aceea mi-am permis să vă spun că din informațiile pe care le am, nu de azi, de ieri, dar de alaltă ieri, da, cei de la PMP nu vor o alianță cu noastră? Deocamdată această formațiune politică e prea subțirică și prea neînsemnată și dezorganizată la nivelul județului Satu Mare astăzi. Ce va fi peste o lună, două, să vină trei, președintele Băsescu, îi activează, îi coalizează, îi studiază. Deocamdată nu contează. Aproape că nu contează. Din păcate, sunt nesemnificativ și pentru dumneavoastră, domnule avocat, dacă ar veni să bată la poarta Alianței pentru Satu Mare, i-ați primi? Cu toată lumea trebuie să discutăm, pentru că orice persoană poate să aibă o idee bună. Orice persoană poate să ducă la un anumit progres. Trebuie să discutăm, asta trebuie să înțelegem odată și pentru totdeauna. Cu toată lumea trebuie să se discute în mod civilizat și argumentat. Ce a spus și domnul primar. Nu-i voie să se intre în prostituție politică, pentru că atunci vedem eșecul ce s-a întâmplat cu ruptura chiar a dânsului de colegul de platou, care totdeauna era pe aceeași scenă. Cu dumneavoastră ați fost mari prieteni, dar nu existau, pentru că asta era atunci. Asta era. Nu era o înțelegere. Probabil. Dar discuția și argumentele trebuie să meargă, inclusiv de la orice organizație sau orice cetățean. Fiecare cetățean contează și fiecare opinie exprimată, care desigur dorește ceva real, nu vine doar de a discuta sau a veni cu idei rele sau destructive.
Facem o paralelă la relația mea cu Consiliul Județean, cu domnul Ștefa. Aceeași relație este și între dumneavoastră și UDMR. Că nu întâmplător dumneavoastră v-ați hotărât să o luați pe drumul dumneavoastră, să-i lăsați pe cei de la UDMR deoparte. Am avut așa o colaborare timp de 26 de ani. Da. Deci nu ne-am... Noi nu am avut o colaborare pentru a câștiga. Și de ce numai după o dragoste de lungă de 26 de ani? Cum se rupe așa dintr-o dată? Vă divorțați sau interveniți ceva? Sau doriți dumneavoastră altceva acum? Având un președinte care e din german, bineînțeles că și noi să vă simțiți încurajați și pe bună dreptate aveți că aveți un sprijin, domne, suflu german și corectine și nu știu ce. Și probabil că de asta spiritul gospodăresc, ăsta cred că ar fi cel mai important. Da. Mă vom vedea ce se va... Se vede. Comuna Petrești este de 3 ani pe primul loc. Petrești, dar mergeți în Ciumești. Deci, apropo de spiritul gospodăresc. Am fost. Și toate aceste comune, nu unde avem noi primari, se află într-un anumit stadiu. Asta dorim să facem și în satul mare. Da, da, da. Poate și dumneavoastră o să ne susțineți. Sigur, cum să nu? În turul 2, da. În turul 2 în 2020. Da, domnilor, după cum știți sau poate nu știți, dacă nu știți, vă spunem noi, ziarul Informația Zilei este promovat de Muzeul Presei din Washington. Se întâmplă acest lucru încă din 2008, alături de alte 800 de ziare, alte 3 sunt din România, acceptate pe acest site. Acest lucru ne oferă posibilitatea să urmărim într-o zi 800 de ziare din întreaga lume. De pildă, astăzi, într-un ziar american pe care îl vedeți și dumneavoastră pe ecrane, dacă colegii o să ne ajute, o să-l vadă și telespectatorii cu ajutorul colegilor. Acolo este prezentată echipa de campanie a candidaților Hillary Clinton și Donald Trump. Deci acolo, spre deosebire de România, sunt prezentați și susținătorii celor oficial, care intră în campanie oficial. Nu aflăm de acele persoane abia după ce alegerile au fost consumate, ne trezim că aceștia sunt candidații. Și atunci vreau să vă întreb dacă v-ați gândit și dumneavoastră să vă prezentați echipa de campanie. Domnule Ressler, de exemplu dumneavoastră, dacă veți intra în această cursă, da, aveți la ora actuală 10 persoane, 10 consilieri care să fie 24 de ore din 24 acum alături de dumneavoastră? Nu doresc să dorm cu ei, credeți-mă, nu doresc să fie 24 din 24, dar 13-14 ore cât lucrez eu într-o zi ar trebui să fie. Noi nu avem 10, avem mult mai mulți oameni care doresc să vină alături de noi și au fost de acord cu acest proiect pe care noi l-am propus. Asta este cel mai important. Ceea ce a spus și domnul primar anterior. Domnul primar a spus că eu mă bazez doar pe activitatea mea și ce am făcut eu. Eu nu sunt chiar așa. Eu mă bazez și pe activitatea echipei mele. Și aici ar trebui să fie și o echipă și în cadrul primăriei cu care dumneavoastră să puteți munci. Dumneavoastră nu ați avut echipă. Oameni extrem de valoroși din primărie au plecat. Nu. Extrem iarăși, de valoroși. Iarăși, trebuie să intervin. Stați un moment. Sigur, dar dacă mă lăsați oameni... să spun... Oameni extrem de valoroși. Dați-mi un exemplu. Arhitectul șef. Stați un moment. Arhitectul șef. Da. Noi n-am avut arhitect șef și nu avem nici acum. Da. Iar Alexandra Bașa, care a venit, a preferat pentru să nu rămână pentru un salariu de 3.000 de lei pe lună, s-a dus în privat unde câștigă cât știe ea. Bun, deci n-a fost un arhitect șef. Stai să vă spun. Da. Postul s-a scos la concurs de nenumărători. Nu vine nimeni ca arhitect șef la municipiu pentru un salariu fix la stat, considerat și funcționar public. Și știți foarte bine toate riscurile. Deci asta este. Deci nu a plecat nimeni, niciun om valoros. Cei care au plecat de jos, cei doi ingineri care au plecat, au plecat, unul este șef de șantier și câștigă de 5 ori cât câștigă la primărie. Acei 4 tineri care au plecat selectați de o firmă germană și una franceză. Aici erau încadrați cu 1700 pentru că asta e grila de salarizare în instituția care se numește primărie, la fel și la Consiliu. S-au dus la un salariu care pornește de la 7000 de lei. Au venit la mine plângând că le pare rău că se despar de colectivul ăsta. Am zis, măi, e spre binele tău. Ai o șansă în viață să câștigi de 3-4 ori. Du-te! Când se va reglementa din punct de vedere al instituțional și salariile, să nu mai fie discrepanțele. Unul de la un anumit compartiment are 15.000 de lei, altul are 1.500 de lei. Atunci sunt convins că vor veni din nou către satul mare. Domnul primar, dumneavoastră credeți că este admisibil
ca un municipiu, reședință de județ, să nu aibă arhitect șef al orașului. Domnul Ressler, nu e admisibil. Dar duceți undeva să un arhitect și mâine i-am scos și așa domnul postul primar, este afișat. Dumneavoastră nu puteți să veniți în cabinetul meu, dar puteți să mergeți altundeva. Când încă eu dată, voi fi încă dată, pe postul de primar, recomandați... eu asta voi face. Pentru că nu pot să lucrez cu o echipă domnul incompletă. Domnul cabinetul nostru de avocat e cabinetul de avocat. Sigur. Se reduce păi la 2-3-4. Dar eu nu pot să înlocuiesc, pe dumneavoastră. Iar aici, la instituția primăriei, este altceva. Dar nu se poate, domnul primar. Înainte de a intra în campanie oficială, haideți la primărie să vă explic și să vă învăț niște reguli și să vedeți dumneavoastră cum decurge. Nu aveți de unde să știți, numai teoretic. Dar încă o dată, recomandați dumneavoastră unui tânăr arhitect să vină să lucreze la primărie pentru un salariu de 2500-2600 de lei. Da, Stella a spus o întrebare legat de echipa de campanie, foarte interesantă, și eu am urmărit multe filme, cunosc echipa problema. Echipa de consilieri, de pictori, de afișe, spuneți-le cum vreți dumneavoastră, dar oamenii ăștia, atunci când intră în campanie, în 2008 am fost șeful echipei de campanie de la PDL, în 2008. Și în 2012 n-am mai fost pentru că eram candidat. Deci echipa de campanie trebuie bine știut cum se dimensionează, pentru că fiecare membru al echipei de campanie trebuie să aibă o activitate bine definită și determinată. Deci echipa de campanie trebuie să fie între 5 și 8 persoane, nu mai mult, că dacă e prea multă lume, pe urmă... Domnule Giurcă, echipa asta de campanie de care vorbesc... Echipa asta de campanie a fost întotdeauna anunțată în presă. La informația zilei mă gândesc că o fi ajuns și în Statele Unite. Dacă există relația asta și poate că ea de acolo s-o fi... Da, s-au inspirat de la noi, așa este, domnul Giurcă. Nu știam de unde s-au inspirat. Mă gândesc că s-o fi inspirat Statele Unite, da. Da, deci există și a fost anunțată întotdeauna și este formată din oameni care cunosc politică, cunosc organizare sau... comunicarea cu presa, așa mai departe, deci nu sau, chiar ori pe cine. Cei care lipesc afișe și care au contactul direct cu publicul, așa mai departe, sunt alții. Da, echipa asta de campanie a dumneavoastră este alcătuită doar din membrii de partid, dumneavoastră acolo la PNL, vă întâlniți doar cu membrii de partid, nu aveți specialiști sau... Deci în cadrul partidului am avut specialiști, că sunt specialiști în cadrul partidului, că nu suntem toți ingineri sau profesori sau avocați sau juriști sau doctori. Pe specialitate pe meseria lui. Specialități. Specializări. La fel, la fiecare partid. Și specialități până la urmă. Da. Fiecare deci, partid. Sigur că, știți, ne mai și recalificăm la locul de muncă. Și învățăm pe parcurs deci, multe Jurcă, din noi, activitățile deci, care trebuie susținute. Staff, acum trecem noi la stadiul de lipitor de afișe, nu? Acum eu mi-am lipit afișele. E bine că nu se mai lipesc atât de multe afișe și s-au pus la pun și păi acum floare la ureche să fie, da? Să fie mult mai da, domnul primar, noi știm că acolo la primărie aveți o sumedenie de consilieri, consiliere, dar bănuiesc că nu pe aceștia îi veți folosi în campanie electorală. Ne puteți promite că veniți cu și vă prezentați sigur. Într-o săptămână, de exemplu, nu pot echipa să, de nu, campanie? Nu pot să stabilesc o săptămână. Echipa de campanie o stabilim din timp, înțelegeți, dar înainte de campanie cu 2-3 săptămâni, cred că pot să vin să vă prezint oamenii cu care voi lucra, echipa aceea strictă care va lua toate deciziile. Dar încă o dată, eu am o echipă, PSD-ul fiind un partid mare, am o echipă mult mai mare. Noi ne pregătim să aducem în această campanie... Domnule primar, echipa de campanie lucrează cu mult înainte să înceapă campania. Sigur. Deci bănuiesc că dumneavoastră la ora asta ar trebui să aveți acei consilieri. Avem, dar și noi trebuie să mai intrăm în niște detalii și să stabilim exact cine merge. Pentru că vreau să prezint populației din municipiul Satul Mare, consilieri care sunt reprezentativi pentru populație, pentru că vom dori să avem un număr mare de consilieri, să nu mai avem probleme cum am avut până acum. Deși ne dorim o majoritate în Consiliul Local, să putem trece proiectele fără să trebuiască să ne mai țigănim, să ne războim și să avem tot felul de altercații de genul ăsta. Dar strategia de campanie o să vă relatăm atunci înainte de campanie. Domnule Ressler, v-ați gândit la o strategie în situația în care veți fi candidat pentru funcția de primar? Cum să nu ne gândim la strategia? M-ar fi chiar culmea să intrăm într-o competiție și să nu știm despre ce e vorba. Sigur că la momentul potrivit ne vom prezenta și noi punctele de vedere, strategia, unde s-a greșit,
să venim cu o politică constructivă. Noi nu dorim să facem atacuri la persoane, nu dorim să intrăm în anumite dezbateri care nu au valoare, ci totdeauna ceea ce dorim să facem este să avem valoare, să venim cu o politică constructivă pentru cetățeni. Asta este cel mai important. Și aici, sigur că da, avem persoane cu o experiență vastă în administrație publică, ba chiar trebuie să vă recunosc că o să avem și specialiști din Germania, dacă o să vină la momentul oportun, și o să discutăm acele strategii, să vedem cum văd ei administrația publică, unde sunt punctele mai slabe și cum putem să ducem un nou suflu administrației. Domnule Giurcă, este secret această strategie de campanie, nici domnul primar nu ne spune, eu v-am spus. Eu am vorbit o jumătate de oră pe subiectul ăsta și cum? Ce să fie secret? Păi vedeți că cei doi domni nu vor să... Domnul Giurcă nu candidează și de asta nu... Bine, nu candidez, dar știu cum stau lucrurile. Știu că știu. Cum va fi campania din acest an, campania de la alegerile locale? Da. Altfel decât până acum, așa ar și trebui să fie bun. Adică? Și legislația s-a schimbat în domeniul că... Adică PNL și UDMR fac blat, dangă, nu asta nu înțeles, dar pe lângă blatul PNL și UDMR, dacă ce fac mai dacă nu aș ține așa de mult la dumneavoastră și nu v-aș aprecia, chiar m-aș supăra cu blatul ăsta, că nu știu unde ați găsit cuvântul ăsta de tot folosiți. Aparent să zic eu nefericită, nu știu ce, n-am apucat să mă informez. PNL nu merge pe drumul lor. Conferință de presă. O conferință de presă, probabil că UDMR-ul n-a avut curent la atunci în sediu. La primărie au ținut, pe banii primăriei. Nu, că și-au... Pe curentul primăriei, pe căldura primăriei. Domnul primar, dar cum e posibil așa? Nu, nicio problemă. Eu am înțeles. Nu, că dânsii n-au cerut nicio aprobare, absolut nimic. Doar s-a dus și s-au servit cu cheia și au intrat să țină conferința. Eu le-am dovedit că sunt un tip corect și nu m-am dus peste ei, nu i-am întrebat ce caută acolo fără să totul să înființeze, adică să înștiințeze conducerea primăriei. Dacă dânsi și-au dorit să-i vadă presa și cetățenii în Consiliul Local și spunând că vor să amâne acest proiect, am zis, mă, sunt de acord cu voi. După ce termina ședința, haideți la mine, am spus... Bun, practic a fost o înțelegere pe un subiect... Nu a fost... Nu s-au înțeles cu domnul primar, s-au înțeles domnul primar, ei împotriva dânsului nu împotriva dânsului. Deci legat de un subiect... Corect! Nu, legat de problemele Consiliului Local. Eu trebuie să mă aștept că... Punct de vedere comun, dar care... Voi fi ținta tuturor. Dar au zis, dar nu poți avea punct de vedere comun, două fracțiuni politice sau... Păi nu, ei au, vorbesc aceeași limbă deja PNL-ul cu UDMR-ul, dânsii vorbesc limba germană, deci e altceva, înțelegeți, e altceva, iar eu vorbesc limba română, înțelegeți, și de aia le-am și spus, măi, dacă voi ați intrat abuziv în sala de consiliu, bunul simț, ca și consilier vă obliga să, și nu înțelegeam rolul deputatului Chereșcheni la conferința de presă, că dânsul nu-i consilier, că este invitat să participe la ședință, stă frumos, și dacă șeful de ședință îi permite, stați un moment, șef politic este la UDMR la dânsul, șef politic este la UDMR la București, poate este șef într-o comisie în Parlament, dar aici nu este șef, aici primarul este șef, până în 2016, luna iunie. Dânsul, dacă avea bun simț, spunea domn primar, vreau să mă vadă și pe mine soția și prietenii mei la televizor, în sala de ședință a Consiliului Local, că vreau să sar un pic la gâtul dumneavoastră. Poftiți, domnule Chereșcheni. Și chiar am lăsat. I-am spus, domnule, faceți-vă treaba, spuneți-vă punctele problema de vedere, asta... dar când terminați, haideți totuși la primar să mă informați și pe mine, care a fost problema asta conferinței. Da, domnule, vă mulțumesc că ați răspuns invitației. Să așteptau să sar la gâtul. Bravo, domnule, dacă voi vreți, alte ocazii. Domnilor și domnilor, vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Rămâneți cu Informația TV.